Timp de 5 zile, poliția MedGDA instruiește elevii și părinții. Pentru ca evenimentele desfășurate să fie de succes și numărul infracțiunilor să scadă, se implică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrug, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, alături de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Poliția MedGDA organizează în săptămâna 28 septembrie, 2 octombrie, o amplă activitate de prevenire a infracționalității și de cunoaștere a activității Poliției MedGDA printr-o săptămână de prevenire a criminalității în rândul minorilor. În acest sens, zilnic vor fi invitații elevi de la diferite unități școlare la Poliția MedGDA pentru a fi familiarizați cu activitatea noastră și pentru a le câștiga încrederea în scopul de a semnala operativ faptele ilegale la care sunt, au fost sau este posibil să fie supuși. De asemenea, și unitatea de jandarmerie de pe raza de competență, precum și poliția locală MedGDA, desfășoară zilnic activități preventive, la fel ca și Poliția Națională, având prioritar, mai ales la început de an școlar, această activitate, în scopul, așa cum am spus la început, a prevenirii infracțiunilor la care ar putea să cadă victimă elevii. Prima zi a proiectului a fost dedicată prevenirii infracțiunilor împotriva minorilor, iar polițiștii acordă o importanță deosebită zonelor adiacente școlilor din municipiu. A doua zi vizează prevenirea delincvenței juvenile, iar oamenii legii vor merge în școli și parcuri. În restul zilelor se vor aborda teme ca prevenirea infracțiunilor asupra patrimoniului, crima organizată și siguranța rutieră.